Căutați ce vreți voi. Puneți accent pe ce vreți voi. Dar ascultați-mă bine. În seara asta vreau să vă vorbesc despre căutarea sufletului nostru. Despre o fericire pe care o dă Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Despre o împlinire care vine aici la nivelul sufletului și care nimeni și nimic nu ți-o poate împlini. Nici paracetamolul când simți golul acela în stomac, nici nurofenul, nici nu știu ce medicament nu poate să ți-l ia, ci golul acela, ascultă-mă bine, îi strigă tu sufletului tău după Dumnezeu. Îi strigă tu sufletului tău după o împlinire spirituală. Îi strigă tu sufletului tău după ceva care nu vine din lumea noastră, ci care vine din cerul lui Dumnezeu. E o împlinire sufletească pe care nu o vei găsi niciodată pe pământul ăsta, pentru că noi ca și oameni, scumpii mei, voi știți, pentru că sunteți creștini, suntem compuși din mai multe elemente, suntem trup, suflet și duh. Și nevoia asta sufletului nu poate fi împlinită cu absolut nimic pământesc, pentru că sufletul nu este pământesc. Nu există nimeni în seara asta care să nu fie avut contact cu Dumnezeu cel puțin o dată în viața lui. Așa e că ai fost la strâmtorare și ai spus, te-ai uitat la cer și ai avut nevoie de o intervenție supranaturală și chiar dacă n-ai mers la biserică numai la Paști și la Crăciun, te-ai uitat la cer și ai spus, Doamne ajută-mă. Așa e că ai spus de atâtea ori, ai fost în momente grele și când a fost boala în casa ta și ai spus, numai Dumnezeu mai poate face ceva. Ori de câte ori o să vrei să te împaci cu Dumnezeu, ori de câte ori o să iei decizie în viața ta și o să spui, da, de azi înainte vreau să trăiesc ca un creștin autentic, vreau să trăiesc ca un creștin care cu adevărat îl iubește pe Dumnezeu, ca un creștin care cu adevărat îl reprezintă pe Dumnezeu, o să vină diavolul la nivelul minții tale și o să spună, e foarte bună ideea. Ai timp. Mă auzi în seara asta? Ai timp să ai o relație cu Dumnezeu. Nu azi. Stai liniștit, evanghelizării o să mai fie. Stai liniștit, frații, o să mai vină pe la tine. Stai liniștit că și mâine și poi mâine e o zi. Ai timp. Asta e cea mai mare minciună a diavolului. Care dintre voi crede că mâine dimineață se va mai trezi? Omule bun, Dumnezeu are o singură variantă, Evrei 3:7, dacă astăzi asculți și dacă astăzi auzi îndemnul lui Dumnezeu, astăzi e vremea în care să te împaci cu Dumnezeu. Spunea cântarea, viața și moartea, în mâna Lui, nu știi când vine moartea. Și poate să-mi predice pastorul și preotul cât vrea și să mă trimită în locul cu verdeață. Că nu voi ajunge niciunde și voi ajunge în locul în care mi l-am pregătit. Tineri dragi, oameni dragi care sunt aici, am bătut sute de kilometri să vă spun că dacă merită ceva să aveți părtășie cu cineva, acela este Dumnezeu. Dacă merită să investești în ceva, acela este Dumnezeu. Dar nu pe ultima sută de metri. Oameni buni, ascultați-mă ce vă spun. E prea târziu să așteptăm până mâine. O să te oprească diavolul prin gânduri și o să spună, nu-i timpul. O să te oprească diavolul spunându-și și mințindu-te la nivelul minții că nu poți să ții credința, că asta e o credință grea. O să încearcă diavolul să pună oameni. Omule bun, sufletul e al tău. Tu nu vii la biserică pentru oameni. Oameni buni, oamenii vă vor pune piedici. Ascultați-mă ce vă spun. Când o să ții ochii spre cer, ascultă-mă bine, o să poți să mergi înainte. Când o să-ți pleci ochii spre oameni, o să te oprești. O să zici la biserica aia, nu mă duc, păstorul ăla nu-i bun, fratele ăla are probleme, ăla e așa. Oameni buni, Dumnezeu ne învață în seara asta că pe calea asta se merge doar cu ochii spre cer. Vă întreb în seara asta, ce vreți să alegeți pentru sufletele voastre? Oameni buni, vă întreb ceva în seara asta. Ce vă împiedică să vă împăcați cu Dumnezeu? Ce vă împiedică? Ce vă împiedică? Vecinii? Oamenii? Gândurile? Oameni buni, prea scump sufletul vostru, ascultați-vă bine. Valorează prea mult sufletul vostru. Știi ce trebuie să faci? Să vrei să te schimbi. Apropiați-vă de Dumnezeu și Dumnezeu se va apropia de voi.
Poate nu vei reuși niciodată să spui oamenilor despre Dumnezeu. Poate nu vei reuși niciodată să organizezi astfel de evenimente în care oamenii să audă cuvântul lui Dumnezeu și să fie schimbați. Dar poți să te implici, alături de Asociația Miros de Cer, oferind sprijin financiar pentru turneul de evangelizare.